Bună seara și bine ați venit la întâlnirea din această seară, la seminarul cu tema despre subconștient, visuri și stabilirea țelurilor. Vă rog să-mi confirmați că mă auziți și că mă vedeți. Ok, bun, deci totul e în regulă. Mă numesc Danoros și o să vă vorbesc în această seară în triplă calitate, în aceea de lider dotera, ca Diamond. O să vă vorbesc din perspectiva profesorului de yoga și de asemenea din perspectiva faptului că sunt aromaterapeut și fitoterapeut certificat. Toate aceste, să zicem, competențe o să le utilizez în ceea ce o să vă prezint în această seară. Practic, acest seminar este cadoul nostru cu ocazia sărbătorilor de iarnă și a noului an și pentru, pentru toți cei care sunt membri ai grupului Natura într-o Inițial era gândit doar pentru cei din echipa noastră, dar am decis că o să-l oferim tuturor membrilor Natura Antropicătură și bineînțeles că ne dorim să puteți fructifica și să puneți în practică lucrurile pe care o să vi le prezint în această seară. Momentul în care am ales să uh, susțin acest uh, seminar nu este deloc întâmplător. Uh, suntem la începutul unui nou ciclu anual. În fiecare, la fiecare început de ciclu uh, se manifestă ceea ce se numește în spiritualitate energia începutului. Este vorba de o energie extrem de. de Pură, o energie uh, care conține în ea tot ceea ce urmează să se manifeste. Tocmai de aceea, uh, oricine cunoaște aceste informații va urmări să valorifice această energie a începutului și să o utilizeze. Uh, pentru atingerea scopurilor, obiectivelor, țelurilor pe care noi le dorim a le realiza în anul care tocmai a început. Pentru că de orientarea noastră interioară la începutul fiecărui ciclu depinde cum se va derula întreg ciclul. Da? Și e mult mai ușor să direcționez lucrurile pe o anumită cale acum, la început, decât știu eu, la jumătatea drumului. Și atunci se va putea produce o schimbare de macaz, însă, însă la început e mult mai ușor. E mult mai ușor și tocmai de aceea vă sfătuiesc, dacă încă nu ați făcut-o, să vă stabiliți cât mai clar obiectivele pentru anul 2021 și, bineînțeles, după ce le veți stabili, să și acționați într-un mod corespunzător pentru ca aceste obiective să se și împlinească. Pentru că e una să-ți stabilești obiectivele și e. Totul altceva să le și realizezi. Sunt mulți, chiar foarte mulți oameni care uh, își stabilesc în primele zile ale anului niște obiective, și deja după o săptămână, două, le-au și abandonat. Da? E foarte important, odată ce am stabilit aceste obiective și țeluri, să acționăm cu. Consecvență, cu perseverență, cu entuziasm, cu pasiune pentru a duce la bun sfârșit ceea ce am început. În orice domeniu, spiritual, material, știu eu. Repet, în orice domeniu, consecvența, perseverența, tenacitatea sunt lucruri de care avem absolut nevoie. Fără acestea, este uh, imposibil să ducem la bun sfârșit uh, vreun proces, vreo acțiune. Da? Bineînțeles că în funcție de, de natura obiectivelor, uh, ele se vor putea realiza mai rapid sau mai să sau ne necesite o perioadă mai lungă de timp. Și, bineînțeles, și tipul de energie și tenacitatea necesară diferă, dar în orice fel de, de proiect e foarte important să, să fim perseverenți. Și, de asemenea, un alt element foarte important este acela de a fi disciplinați. Disciplina este. Una dintre cheile succesului. Dacă ți-ai propus să realizezi ceva zilnic, atunci realizează-l zilnic. Nu-ți permite să ai excepții, pentru că prima excepție este mai dificilă. Da? După aceea, excepțiile vor curge una după alta. Și în cele din urmă, o să abandonăm complet calea pe care pornisem. Da? Am văzut filmul acesta de sute de ori uh, și în domeniul uh, businessurilor și în domeniul spiritual. Uh, e vorba de aceleași principii, uh, de aceleași energii doar că exprimate pe direcții diferite. O să utilizăm și un. Uh, PowerPoint pentru că întotdeauna când și vedem și auzim informația, ea se va întipări mult mai bine în subconștientul nostru. Practic lucrurile pe care o să vi le prezint în această seară sunt uh, niște fragmente sintetizate uh, dintr-un curs mai extins uh, de reprogramare a subconștientului, un curs uh, care are și variante de 7 ore și de 10 și de 12 ore uh, și Bineînțeles că nu vom putea să atingem toate elementele pe care mi-aș dori să le atingem însă, însă vă asigur că am ales câteva lucruri esențiale care o să vă ajute enorm dacă o să le puneți în practică. Eu am început procesul acesta de, de explorare mai întâi practică și apoi și teoretică a subconștientului în urmă cu peste 26 de ani și fiind o, o persoană care este extrem de curioasă și care nu se mulțumește doar cu niște uh, lucruri pe care le spun alții ci vrea să le verifice prin experiență directă. Eu așa am făcut, am explorat, am explorat foarte multe lucruri și de-a lungul zecilor de ani de experiență am selectat niște lucruri pe care eu am putut să, să le utilizez în propria mea viață și uh, pot să vă spun cu maximă onestitate că reprogramarea subconștientului este ceva ce uh, nouă ne-a schimbat radical viața în bine. Știam lucrurile acestea despre subconștient, v-am spus, de 26 de ani, însă, însă. Le-am utilizat cu adevărat uh, în ultimii uh, 10 ani. În ultimii 10 ani am uh, investit foarte mult pe această zonă și, uh, în special, pe zona aceasta care ține de, de social și de zona financiară, pentru că pe zona spirituală investisem uh, foarte mult și uh, acolo nu aveam. Probleme. În schimb, pe zona aceasta socială și financiară am avut probleme majore și uh, am reușit în 10 ani de la situația în care, neglijând partea financiară, eram uh, faliți. Da? În 10 ani am uh, reușit să ajungem la o Profundă independență financiară, da? și um, acest lucru, și cu ajutorul acestor tehnici de reprogramare a subconștientului pe care um, le practicăm zi de zi, zi de zi cu consecvență și, bineînțeles, că și acționăm um, pentru că o să vedeți. Simplu fapt de a-ți reprograma subconștientul nu este suficient. Trebuie să și faci ceva după aceea. În urmă cu șapte ani de zile am început să susțin primele cursuri de reprogramare a subconștientului în care am uh, început să împărtășesc experiența pe care o acumulasem în această practică. Și, de fapt, uh, demersul, demersul uh, acesta de explorare înainte de a, de a demara uh, cursul a fost legat de, de înțelegerea motivelor pentru care. De exemplu, în, analizând în propria viață, pe anumite domenii ale vieții, obțineam uh, succesul foarte ușor, iar pe alte domenii ale vieții, deși munceam din greu, rezultatele erau uh, slăbuțe sau uh, nu existau deloc. Și, bineînțeles, m-am întrebat la modul foarte profund exact care sunt cauzele. Și bineînțeles, teoretic aproape toată lumea știe sau nu, nu chiar toată lumea, dar mulți știu câte ceva, însă eu am vrut să înțeleg foarte, foarte adânc și am am concluzionat după ani de, de studiu și practică și experimentare că la baza Acestor uh, succese sau insuccese din viața noastră stau ceea ce se numesc programele subconștiente automate. Da? Programele acestea subconștiente automate, de fapt, ce sunt? Sunt credințe, convingeri, tendințe, obiceiuri și așa mai departe sunt lucruri care le-am repetat sistematic de foarte, foarte multe ori și le-am încărcat cu emoție și care au prins rădăcini în subconștientul nostru, iar apoi ele, o să vedeți, încep să creeze pentru noi realitatea. Realitatea noastră este creată de programele noastre subconștiente automate. Acum, a, Așa cum am spus, pentru a crea un program subconștient e nevoie de repetiție și emoție. Care e diferența esen esențială între o sugestie și un program subconștient? Păi, diferența este că un program subconștient este o sugestie care a fost repetată de suficient de multe ori și a fost încărcată cu suficient de multe. Energie, adică cu emoție, în așa fel încât ea a devenit un fel de perpetu mobile, un program subconștient care rulează non-stop, 24 din 24 de ore, 7 zile pe săptămână. Și vibrația acestor programe, pentru că, de fapt, ele sunt câmpuri de energie vibraționale, aceste vibrații ale acestor câmpuri de energie. Creează în viața noastră circunstanțe conjuncte și ne creează la modul foarte concret realitatea pe care noi o experimentăm. Bineînțeles că multă lume percepe să zicem aceste lucruri pe care vi le-am spus acum ca fiind doar o, niște chestiuni filozofice niște chestiuni metafizice. Dar dacă o să analizați cu atenție viața voastră și o să vă analizați gândurile, tendințele, obiceiurile, o să constatați că ceea ce v-am spus este într-un totul adevărat. Da? Că într-adevăr, aceste lucruri din subconștient vă creează realitatea. Și atunci bineînțeles că ne dăm seama cât de important este să avem grijă de ceea ce pătrunde în subconștientul nostru și ceea ce se dezvoltă și crește acolo. Da? Cum se creează un program subconștient? Păi, în primul rând, implementăm o sugestie, o idee pe care o repetăm și o hrănim suficient de mult. Până când se atinge o masă critică de energie cu care este încărcată acea idee sau sugestie. Da? Și atunci acea sugestie devine program automat. Da? Bineînțeles că dacă e vorba de un program automat care ne susține, este absolut extraordinar. Însă, dacă este vorba de un program automat care ne sabotează cu siguranță că o să avem o problemă consistentă. Majoritatea programelor subconștiente pe care noi le avem în subconștient s-au dezvoltat în primii șapte ani de viață. În primii șapte ani de viață copilul este aproape permanent într-o stare de transă hipnotică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Poarta subconștientului lor este complet deschisă, fără a exista niciun fel de discernământ. Nu există niciun filtru care să filtreze ce să intre și ce să nu intre în subconștient. În cazul copiilor, intră totul în subconștient și totul se poate dezvolta ca program automat. Tocmai de aceea este o responsabilitate imensă pentru părinți să aibă foarte mare grijă la ce expun copilul în acești primi ani de viață pentru că de fapt toate acele uh, lucruri cu care copilul se va confrunta în primii șapte ani da, îi vor uh, crea majoritatea programelor subconștiente care apoi după ce el va crește îl vor condiționa îl vor condiționa ori într-un sens constructiv, ori într-un sens uh, neconstructiv. Depinde de natura uh, sugestiilor pe care el le-a primit uh, în acești primi șapte ani de viață. Practic în acești primi șapte ani de viață se definește caracterul copilului, da? pentru că la baza caracterului nostru se află aceste programe subconștiente. Nu este deloc întâmplător faptul de că, de exemplu, copiii care se nasc în familii sărace, majoritatea lor o să dezvolte acest program de sărăcie, și când ei vor deveni adulți, vor avea obiceiuri asemănătoare cu părinții. Da? Nu e obligatoriu, dar în majoritatea cazurilor așa se petrece. La fel, în familiile prospere, copiii care cresc în familii prospere, în marea lor majoritate ei vor deveni prosperi. Și asta nu doar pentru că vor moșteni de la părinți, știu bunuri materiale, ci pentru că moștenesc de la părinți aceste programe subconștiente pentru prosperitate. Da? Și până la urmă, cea mai importantă moștenire pe care putem să o lăsăm copiilor noștri este uh, bagajul acesta de programe subconștiente dezvoltat în primii șapte ani. Da? Deloc întâmplător este expresia de primii șapte, cei șapte ani de acasă, da? pentru că acești primi șapte ani uh, sunt determinanți. Însă, însă, Vestea bună. Vestea bună este că, indiferent cu ce fel de programe a fost setat subconștientul nostru în copilăria noastră, avem posibilitatea de a reprograma subconștientul. Da? Asta e o veste extraordinară. Putem reprograma subconștientul. Vestea poate mai puțin plăcută este că această reprogramare se va putea realiza doar cu uh, foarte multă Perseverență, tenacitate, da? E foarte important să înțelegem că procesul de reprogramare a subconștientului este un proces care necesită perseverență tenacitate, însă vestea bună este că uh, se poate face această reprogramare foarte eficient și uh, ne putem schimba. Uh, destinul, pentru că până la urmă ceea ce noi numim karma sau destin înseamnă totalitatea programelor subconștiente. Ele determină destinul nostru, karma, da? Și bineînțeles că lucrând la reprogramarea subconștientului, noi ne rescriem destinul. Da? Când în Biblie se face referire la Cartea Vieții, de fapt, se vorbește despre subconștient. Cartea Vieții se scrie la nivelul subconștientului nostru. Acolo se scrie proiectul realității noastre, proiectul uh, a ceea ce noi vom experimenta. Am precizat ce sunt aceste programe subconștiente, repet, credințe, convingeri, obiceiuri, tendințe și așa mai departe. Lucruri pe care le-am dezvoltat prin repetiție și încărcare cu emoție. Și o să vă dau acum câteva exemple de programe subconștiente pentru a putea înțelege mai bine de fapt la ce ne referim. Da? E foarte important să, să înțelegeți acest lucru. De exemplu, un program subconștient poate să fie credința că banii se obțin greu. Da? Și aici când zic credința, mă refer la o credință 100%. Nu mă refer la faptul că cineva își exprimă o părere. Părerea mea e că banii se obțin greu. Asta nu este un program subconștient. Însă, când cineva crede cu toată ființa că banii se obțin greu, da? acesta este un program subconștient. E bine, când cineva și-a dezvoltat un astfel de program și, de exemplu, în copilărie, cum putea un copil să-și dezvolte acest program? Păi, dacă vedea tot timpul că părinții au probleme cu banii, că se ceartă din cauza banilor și așa mai departe, da? E foarte posibil, aproape sigur, că el va dezvolta un program de tipul Banii se obțin greu, da? Și, repet, dacă cineva are această credință, pentru el întotdeauna banii se vor obține greu pentru că subconștientul nostru este o structură a ființei noastre care urmărește urmărește să creeze circumstanțe și conjuncturi în așa fel încât credințele noastre să se poată materializa. Și dacă noi avem credința că banii se obțin greu, subconștientul în dorința lui de a ne ajuta să ne exprimăm, să ne materializăm credința, programul subconștient Va crea întotdeauna circunstanțe și conjuncturi în viața noastră, în așa fel încât banii să se obțină greu. Chiar dacă, de exemplu, noi demarăm o afacere în care am putea să-i câștigăm foarte ușor banii, acest program subconștient va lucra în așa fel încât noi să-i obținem greu. Da? Sau, de exemplu, există la unele persoane această credință că banii sunt ochiul dracului sau că banii sunt murdari. E bine, dacă cineva are o asemenea credință, asemenea program subconștient, atunci subconștientul nostru care, repet, dorește să ne protejeze, da? dorește uh, întotdeauna să facă lucrurile în așa fel încât să fie uh, cât mai bine pentru noi. În momentul în care noi avem această credință că banii sunt murdari, subconștientul, în demersul lui de a ne proteja, va avea grijă ca noi să nu avem bani. Pentru că banii sunt ochiul dracului, banii sunt murdari, sunt ceva de ce trebuie să ne ferim. Și atunci el va crea circunstanțe și conjuncturi prin care noi să fim protejați, între ghilimele, și să nu ajungem la bani pentru că banii sunt ceva rău. Da? Sau, de exemplu, Există, mai ales în România, această, acest program că bogații sunt hoți. Da? Dacă tu crezi cu toată ființa că bogații sunt hoți, subconștientul tău va avea grijă ca tu să nu fii niciodată bogat. Da? Pentru că a fi bogat înseamnă egal hoț, înseamnă ceva negativ și atunci subconștientul va avea grijă ca tu să nu te confrunți cu ceva negativ. Și cred că ați înțeles acum mecanismul după care funcționează aceste programe subconștiente, de fapt mecanismele după care funcționează și așa că doar o să mai enumăr câteva, de exemplu, nu avem bani, da? Nu ne permite. E prea scump. Sărăcia e o virtute, da? Din păcate a fost uh, promovată această idee că sărăcia e o virtute, dar aici uh, e vorba de o înțelegere greșită a renunțării pe care o realizează ființele spirituale care ajung la un nivel uh, înalt și care sunt angrenate pe o cale a renunțării. Acolo ei renunță, dar uh, renunță pentru că au. Nu? Cine nu are nimic nu are la ce să renunțe. Deci, sărăcia e o vietude. categoric e un program sabotor care ne va aduce sărăcia în viața noastră, pentru că nu sărăcia e o virtute, e ceva de dorit, subconștientul va avea grijă să aducă în viața noastră acest lucru. Sau, de exemplu, alt gen de, de credință, de programe subconștient, eu mă îmbolnăvesc ușor, cineva care are această credință, se va îmbolnăvi ușor. Altcineva poate să aibă credința eu mă îmbolnăvesc greu și acea ființă nu se îmbolnăvește ușor da? se îmbolnăvește greu. Da? Sau eu sunt sănătos. Da? Dacă tu ai această credință totală, categoric că tu vei fi mai tot timpul sănătos. Sau da? eu sunt grasă. Da? Categoric că o astfel de credință va agrava situația sau în cazul eu sunt frumoasă, asta e ceva constructiv sau eu sunt deștept. Deci poate aceste programe pot să fie și sabotoare, pot să fie și programe care ne susțin. Da? De noi depinde pe care le vom dezvolta în ființa noastră. Din păcate, în 99% dintre cazuri, noi dezvoltăm aceste programe în mod inconștient. Da? Și tocmai de aceea e important să fim tot timpul atenți la noi înșine, să, să ne conștientizăm pe noi și atunci, categoric, vom putea să sesizăm care sunt tendințele noastre și să luăm măsuri. Și o să vedem imediat și ce măsuri o să luăm. Pentru că, în această primă parte a seminarului, vreau să vă punctez, de fapt, care sunt mecanismele de funcționare ale minții, da? pentru că dacă nu înțelegi asta, restul nu mai are niciun sens. Iar în partea a doua o să vă punctez câteva elemente legate de uh, visuri și țeluri, uh, ce sunt visurile, uh, cum se transformă ele în țeluri și cum să ne stabilim aceste țeluri, folosindu-ne, bineînțeles, de... Uh, Mecanismele pe care mintea noastră le are. Bun, și aici câteva uh, programe care sunt extrem de constructive, da, de exemplu, banii se obțin ușor sau merit bunăstare, am bani suficienți, îmi permis să cumpăr orice. Universul mă susține în tot ceea ce întreprin. În familie există armonie și pace. Viața e frumoasă, dăruiește din prea plinul bunăstării tale. Da? Sunt uh, programe subconștiente uh, constructive. M-am referit uh, mai mult la bani, pentru că uh, e mult mai ușor cuantificabil. Că dacă ne referim la cât de fericit ești, atunci, asta nu e ușor, adică nu e cuantificabil deloc, dar partea aceasta financiară, să zicem, e, e mult mai ușor de cuantificat. Ăsta este singurul motiv pentru care majoritatea exemplelor sunt din această zonă financiară. Pe de altă parte, aici majoritatea au probleme da? și, în mod sigur, au nevoie să schimbe foarte multe lucruri. Fiecare dintre noi trăim simultan în două lumi, pe de o parte într-o lume interioară a gândurilor și reacțiilor, pe de altă parte într-o lume exterioară a circunstanțelor și situațiilor. Aceste două lumi sunt într-o permanentă interacțiune da? și a, o să vedem interacțiunea merge în ambele sensuri și lumea interioară a, o influențează pe cea exterioară și cea exterioară pe cea interioară. Dar haideți să vedem, să înțelegem un pic mai bine cum se produce această interacțiune. Acum, avem această afirmație care practic vine din spiritualitate, dar a fost preluată și de curs, cursurile de dezvoltare personală și anume că orice lucru apare mai întâi în interiorul tău și apoi în exterior. Da? Și întrebarea mea este dacă sunteți de acord cu această afirmație. Da? Acum, până o să apară răspunsurile, că avem o întârziere de 20-30 de secunde, până atunci, ceea ce Pot să vă spun, este că susținând acest curs de reprogramare a subconștientului în zeci de orașe din România, live și de asemenea și la, în variantă online, toată lumea a fost de acord că afirmația este corectă, da? Nimeni n-a zis că are ceva de obiectat. Da? Deci orice lucru apare mai întâi în interiorul tău și apoi în exterior. Deși toată lumea este de acord că afirmația este corectă, ceea ce putem să constatăm în viața de zi cu zi este că noi trăim reacționând la ceea ce se petrece în lumea exterioară. Da? De exemplu, dacă ești părăsit de iubită, o să fii trist. Dacă ești promovat la job, o să fii fericit. Da? Dacă ai câștigat la loto, ești fericit. Altfel spus, vedem că ceea ce se petrece în lumea exterioară generează ceea ce se petrece în lumea noastră interioară. Da? Am fost avansat, sunt fericit. Și, și, asta vine în contradicție cu afirmația anterioară, că orice lucru apare mai întâi în interiorul tău și apoi în exterior. Deși pare că, că e o contradicție, totuși nu, nu este. De ce? Pentru că lumea aceasta, între ghilimele, exterioară, la care tu reacționezi? Oare de cine a fost creată? Chiar de tine. Tu ai creat acea lume la care tu reacționezi. Da? Și de fiecare dată când tu reacționezi la lumea respectivă, reacționezi emoțional, nu faci altceva decât să hrănești cauzele care au generat acea lume la care tu ai reacționat. Și apoi ea se va exprima cu și mai mare putere. Și apoi reacționezi din nou la ea emoțional, vii cu energie cu care hrănești cauzele care au generat-o și apoi ea se exprimă cu și mai multă forță. Și practic intrăm într-un cerc vicios în care noi nu facem altceva decât să reacționăm tot timpul la o lume pe care am creat-o inconștient da? Reacționăm inconștient la o lume pe care am creat-o inconștient. Și, în felul acesta, viața noastră este blocată. Nu se pot petrece lucruri cu adevărat creative în ea. Și, ceea ce trebuie să facem este să conștientizăm faptul că puterea noastră începe să se manifeste cu adevărat atunci când noi preluăm frâiele vieții noastre interioare. Da? Când noi începem să trăim în lumea noastră interioară, la voință la voință, acele lucruri pe care noi am vrea să le experimentăm și în lumea exterioară. Da? Dacă vrei să Experimentezi prosperitatea în lumea exterioară, trebuie să o experimentezi mai întâi în lumea ta interioară. Și trebuie să urmărești să faci asta cu consecvență. Chiar dacă realitatea exterioară îți spune cu totul și cu totul altceva, poate că acum realitatea ta exterioară îți spune, îți dă semnale de sărăcie. Da? Dar tu, în ciuda acelor semnale pe care lumea exterioară ți le dă, tu ar trebui să menții o atitudine interioară de om prosper, da? Să trăiești interior ex în permanență sau oricum cât mai mult timp cu atitudinea de om prosper. Dacă vrei să fii fericit în lumea exterioară, urmărești să trăiești în lumea ta interioară starea de fericire. Și pe măsură ce o, pardon, ce o menții și o cultiv și amplifici rezonanța respectivă, da, în viața ta o să înceapă să se exprime tot mai multă iubire, tot mai multă prosperitate și lucruri pe care ți le dorești. Voi nu trebuie să așteptați să pice din cer ceva, pentru că nu așa funcționează lucrurile. Asta e o veste bună și o veste proastă în același timp. E o veste proastă pentru unii pentru că dintr-o dată își dau seama că ei sunt 100% responsabili de viața lor și era mult mai comod să dăm vina pe altcineva, pe divinitate sau pe o anumite ființe. Însă, divinitatea a creat doar cadrul în care noi ne desfășurăm experiența, ne-a dat liberul arbitru să ne programăm cum dorim. Da? Și dacă Lumea noastră nu seamănă deloc cu ceea ce ne-am dori. Suntem singurii răspunzători de asta. Da? Și atunci, categoric, categoric că este necesar să începem să lucrăm cu lumea noastră interioară, în, repet, în mod conștient și la voință. Și să cultivăm în lumea noastră interioară acele lucruri pe care dorim să le culegem în lumea exterioară. Noi suntem un fel de agricultori de lume interioară. Trebuie să semănăm în lumea noastră interioară și să hrănim acele semințe. Deci să semănăm în interiorul nostru acele lucruri pe care dorim să le culegem în realitatea exterioară. Dacă vrei să culegi greu, seamănă greu. Dacă vrei să culegi porumb, seamănă porumb. Nu vă așteptați Că dacă semănați neghină, o să culegeți grâu. Da? E foarte important să înțelegeți acest mecanism. Și atunci, spuneam mai devreme, vestea proastă e că ești singurul responsabil. Vestea bună este că ești singurul responsabil. Și că e în puterea ta să-ți schimbi realitatea. Da? Asta nu se va petrece așa, instantaneu. Pentru că lumea aceasta pe care tu o experimentezi nu ai creat-o instantaneu, ai creat-o în timp, prin inconștiență. Însă, vestea bună este că tu ai puterea, ai toate instrumentele să poți să faci din lumea ta exterioară acea lume pe care ți-o dorești. Tu poți să faci din viața ta o experiență paradisiacă. Poți să faci asta. Dacă cu adevărat vrei, dacă ești dispus să te transformi, să începi să lucrezi cu tine. Treaba noastră nu este să schimbăm pe nimeni în, în, pardon, în acest univers, ci doar pe noi. Da? Singura ființă pe care noi putem să o transformăm suntem noi înșine. Și dacă noi ne transformăm, întreaga noastră realitate se va transforma. Știu că aveți o mulțime de întrebări. Eu am meditat mulți ani până când am înțeles toate lucrurile. Acum nu o să le pot explica în detaliu, dar ceea ce. Uh, Vreau să vă încurajez, este să începeți procesul și o să înțelegeți. Eu vă dau acum o viziune. O viziune, iar cei care veți dori să aprofundați aceste lucruri, veți avea posibilitatea aceasta. Bun. Și acum o să trecem la uh, ceea ce se numește triada creatoare. Triarea creatoare apare și în dezvoltarea personală. Și practic ne vorbește despre modul în care se creează realitatea. Dacă înțelegi triada creatoare, atunci înțelegi modul în care se creează totul. Și dacă înțelegi asta, înseamnă că poți să-ți transformi viața cum dorești tu. Triada creatoare e compusă din trei verbe. A fi, a face, a avea. Da? Acum, a fi ține de lumea interioară, a avea ține de lumea exterioară și a face este acțiunea care facilitează materializarea lumii interioare în lumea exterioară. Da? Acum, vă spunea Simona și în prezentarea acestui eveniment, că de-a lungul timpului m-am întâlnit cu mii de oameni, nu știu exact, 4-5 mii de oameni, m-am întâlnit față în față. Da? Și am povestit cu ei diverse lucruri, pe toți i-am întrebat de visuri și țeluri, că asta era una dintre pasiunile mele. Și am constatat că majoritatea nu aveau niciun fel de cel stabilit în viață. Practic, treiau de pe o zi pe alta, de pe o lună pe alta, fără să aibă un, o strategie, fără să aibă un obiectiv, fără să aibă o țintă. Pur și simplu, supraviețuiau de pe o zi pe alta. Unii, într-adevăr, câștigau mult, dar, dar nu aveau un plan. Nu avea un plan uh, pe care să-l urmeze. Iar când nu ai un plan, atunci energiile ființei tale se dispersează. Da? E foarte important să știm foarte clar ce anume dorim. Ei bine, uh, foarte mulți dintre, de fapt aproape toți, Dintre acești oameni cu care m-am întâlnit, spunea un fel următor: dacă eu aș avea niște bani, de exemplu, aș demara o afacere și apoi aș fi un om prosper. Pare destul de logic modul în care ei au gândit lucrurile. însă este la fel de logic ca și cum un agricultor ar spune: dacă eu aș putea recolta, apoi aș lucra pământul și apoi aș semăna. Da? Pentru că a fi prosper nu este consecința faptului că tu ai bani. A fi ține de lumea interioară, e vorba de acele setări subconștiente, da, care de fapt Cultivate prin acțiunea de a face, vor duce la rezultatul de a avea. Așa că ordinea uh, corectă este a fi, a face, a avea. Mai întâi trebuie să lucrezi cu tine, sau de fapt în paralel să lucrezi cu tine și să faci ceva, da? și apoi apar rezultate. Însă de fapt, a fi, a face, a avea este un fel de spirală, o spirală ascendentă în care ești, faci, ai și apoi din nou ești, dar pe o spirală superioară. Și așa mai departe. Practic orice ființă umană are în zona de a fi toate rezonanțele posibile, toate vibrațiile posibile, de la cea mai joasă până la cea mai înaltă. Ele sunt în mod diferit activate. Da? Anumite vibrații poate să activate 50%, altele 80%, altele 1%, altele 0,01% și mai departe. Dar toate sunt acolo, cel puțin un 0,001% are fiecare. Deci, utilizând această triadă creatoare, noi practic putem amplifica în ființa noastră orice. Da? Să zicem că cineva este fericit 1% din ce ar putea el. Da? Eu, deocamdată, e 1%. Ce poate el să facă pentru a-și amplifica? Păi, să manifeste acel 1%, da? Să facă ceva în direcția amplificării, apoi va obține un rezultat micuț, dar e un rezultat care îi va întări încrederea. Și acel 1% a devenit 2%, și mai face și mai obține niște rezultate, și este 5%, și apoi repetăm acest ciclu și ajungem la 10%, la 20%, la 50% și așa mai departe. Dar ideea este că noi amplificăm. E o spirală de. de Multiplicare, în care ă, multiplicarea se, se produce exponențial. Da? De aia nu va dura o infinitate până când vom putea dezvolta niște lucruri care deocamdată nu sunt suficient de dezvoltate în noi. Da? Noi, când dăm, să zicem, o unitate de, de energie. Primim înapoi 5 unități. Da? Și așa mai departe, și uh, în acest proces, da, se produce creșterea. Și putem aplica același principiu pentru orice prosperitate, pentru știu eu, uh, curaj și așa mai departe. Orice lucru poate fi amplificat prin această metodă. Da? Așa că Există o speranță pentru absolut oricine, oricât de rău ar sta -un anumit, pe un anumit domeniu, în acest moment, el poate să își amplifice acest lucru. Nu știu dacă ați citit Biblia. În Biblie. Sunt situații, relatate situații, în care veneau diferite persoane la Isus și îl întrebau, învățătorule, ce să fac ca să am curaj? Și Isus le răspundea, fii curajos. Alții veneau, ce să fac ca să fiu, știu eu, fericit? Și Isus le spunea, fii fericit. Și cineva care, să zicem, ar fi așa ignorant în legătură cu aceste mecanisme, ar putea zice că Isus își bătea joc de ei, da? Dar, de fapt, Isus înțelegea această triadă creatoare. Da? Dacă vrei să fii fericit, fii fericit! Cultivă fărâma de fericire pe care poți tu să o exprimi da? Și în acest proces tu vei fi din ce în ce mai fericit, dar trebuie să începi exact de la ceea ce vrei să obții. Dacă vrei să culegi porumb, seamănă porumb. Dacă vrei să culegi greu, seamănă greu. Dacă vrei să culegi fericire, seamănă fericire. Dacă vrei să culegi prosperitate, seamănă prosperitate. Nu este altă cale. Înțelegeți? Orice altă modalitate este o fantezie. Avem liberul arbitru care e și un dar, dar și o pedeapsă pentru unii. Eu o văd ca pe un imens dar, da? Și putem, putem să dezvoltăm în ființa noastră orice, absolut orice. Și bineînțeles că e de dorit să dezvoltăm lucruri constructive. Da? Pentru că, de fapt, toate aceste lucruri pe care vi le prezint da, sunt lucruri care vă pot ajuta să vă îmbunătățiți diferite domenii ale vieții pe care, deocamdată, lucrurile nu merg bine da? Sau nu merg suficient de bine. Poate să fie sănătate, relații, emoții și așa mai departe. Deci, pe orice domeniu se poate lucra cu aceste lucruri. Bun. Mintea. Mintea este una singură, însă ea are, dintr-un anumit punct de vedere, trei exprimări. Mintea supraconștientă este mintea uh, pe care noi o experimentăm sau aspectul minții pe care noi îl experimentăm în stările de conștiință înalte, spirituale. E aspectul neutru al uh, minții și avem mintea conștientă și mintea subconștientă. Mintea conștientă conexă cu emisfera cerebrală stângă, da? e aspectul masculin al minții. Și avem mintea subconștientă corelată cu emisfera cerebrală dreaptă, e aspectul feminin al minții. Mintea conștientă și mintea subconștientă sunt creatorii realității noastre. Mintea supraconștientă nu participă la acest proces. Este doar un observator. Însă mintea conștientă și mintea subconștientă împreună realizează acest proces. Și o să vedem imediat cum. Cele două aspecte ale minții, emisfera corelată cu cele două emisfere, emisfera stângă sau mintea conștientă, e logică, secvențială, rațională, analitică, obiectivă și atentă la detalii, iar emisfera cerebrală dreaptă este imprevizibilă, intuitivă, holistică, sintetică, subiectivă și are o privire de ansamblu. Asta este mintea subconștientă. Chiar dacă oarecum caracteristicile emisferei drepte ă, sunt mai atractive, vreau să ă, vă fie clar că avem nevoie de ambele aspecte ale minții. Da? Avem nevoie și de mintea conștientă și de mintea subconștientă. Dacă analizăm ponderea în viața noastră a celor două aspecte ale minții, putem face analogia cu un iceberg. Da? în cazul unui iceberg, partea vizibilă este partea sub 10% din iceberg, partea invizibilă e peste 90%. Și mintea conștientă e corelată cu, cu partea vizibilă, da? înseamnă sub 10% din viața noastră, iar Subconștientul este corelat cu partea invizibilă peste 90%. Acum, în psihologie se spune că mintea conștientă e cam 5%, mintea subconștientă e cam 95% prezente în viața noastră, însă la modul real, momentele noastre de conștiență din punctul meu de vedere, sunt chiar mai reduse decât 5%. Da? Și nu o să intru acum în detalii, dar uh, am analizat foarte serios acest lucru. Dacă facem o, o paralelă între, între modul de funcționare a celor două aspecte ale minții. În cazul unui vapor, mintea conștientă e capitanul vaporului, mintea subconștientă oamenii din sala motoarelor. În cazul IT-ului, programatorul e mintea conștientă, subconștientul e mediul de programare. Mintea conștientă e cea care dă comenzi, mintea subconștientă le execută. Mintea conștientă uh, filtrează informația, mintea subconștientă acceptă Totul, da? Și acum câteva idei despre mintea conștientă. Mintea conștientă este mintea aceea pe care noi o folosim uh, pe parcursul zilei pentru a lua decizii, da? pentru a organiza lucrurile. Practic, mai tot timpul ne folosim uh, de ea în toate activitățile pe care le realizăm. Această minte conștientă filtrează informația prin ceea ce se numește filtrul conștient sau păzitorul porții. Da? Acest păzitor al porții sau filtrul conștient se activează undeva în jurul vârstei de șapte ani. Și, după ce el s-a instalat, el nu mai permite intrarea în subconștient decât a lucrurilor care sunt în acord cu ceea ce, există în acest moment în subconștientul nostru. Da? De exemplu, dacă subconștientul nostru este setat pentru sărăcie, orice sugestie legată de prosperitate va fi respinsă de filtrul conștient. Pentru că, da? dacă eu spun eu sunt prosper, dar subconștientul meu e plin de sugestii și de programe, pardon, pentru sărăcie, filtrul conștient va vedea o, o neconcordanță între sugestie și realitatea subconștientă și va respinge acea sugestie. Da? Acum, vedeți că procesul de reprogramare a subconștientului devine mai dificil după vârsta de șapte ani, tocmai din cauza păzitorului porții sau filtrului conștient. El e creat din fabricație pentru a ne oferi stabilitate personalității. Cum face asta? Păi gândiți-vă dacă, dacă nu am avea filtrul conștient, și noi am trăit într-un mediu nociv, absolut totul ar intra în subconștientul nostru și am devenit negativ. Practic, am devenit o reflexie a mediului exterior. Da? Dacă am trăit într-un mediu pozitiv, am devenit pozitiv. Dacă trăim într-un mediu neconstructiv, devenim și noi neconstructivi. Tocmai de aceea acest filtru ne asigură o stabilitate. Și uh, ne permite uh, până la urmă să, să realizăm procesul acesta de transformare uh, progresiv, dar uh, având totuși o fundație de pe care să pornim. Pe de altă parte, acest filtru, uh, atunci când vrei să produci transformarea, este și un obstacol în acest proces. Tocmai de aceea proces, arta reprogramării subconștientului de fapt constă în a dezactiva filtrul conștient. Să-l dezactivăm pe perioada cât practicăm tehnicile de reprogramare a subconștientului pentru ca sugestiile acelea pe care noi constructive pe care vrem să le implementăm să poată intra în subconștient, altfel vor fi respinse de filtrul conștient. Și sunt multe metode uh, prin care noi putem uh, dezactiva filtrul conștient. Cea mai eficientă e hipnoza, însă hipnoza are efecte secundare uh, nedorite, nu intru în detalii, deci nu recomand hipnoza, însă autohimnoza este o hipnoză autoindusă și nu are niciun fel de risc. E o metodă extrem de eficientă. De exemplu relaxarea în toate formele sau aici am dat relaxarea yoghină completă. E o metodă care deschide poarta subconștientului sau somnul yogin conștient sau yoga nidra o tehnică care induce starea teta într-un mod conștient. De fapt, orice tehnică prin care creierul nostru începe să funcționeze în domeniul undelor cerebrale alfa și sau teta este o tehnică ă, extraordinară pentru a putea realiza pregătirea pentru reprogramarea subconștientului. Practic pregătirea pentru reprogramarea subconștientului înseamnă să deschidem poarta subconștientului, da? Și când poarta subconștientului este deschisă și noi repetăm, de exemplu, eu sunt prosper, eu sunt prosper, acele uh, sugestii vor pătrunde în subconștient și apoi uh, repetând sistematic, ele vor prinde rădăcini, se vor dezvolta și la un moment dat filtrul conștient va zice: "OK, uh, Chiar și uh, fără să fie dezactivat, va permite intrarea unor sugestii uh, constructive, pentru că deja ele au prins rădăcini în subconștientul nostru. Subconștientul lucrează non-stop, da, acum când noi uh, suntem la acest seminar, uh, corpul nostru are o mulțime de funcții metabolice care se petrec sub coordonarea subconștientului. Subconștientul este mediul în care se stochează informațiile și uh, rulează programele automate. El, subconștientul, înregistrează absolut tot ceea ce experimentăm, tot ce vedem, auzim, trăim. Da? Și aceste informații, odată pătrunse în subconștient, nu mai pot să fie șterse. Da? De aceea e foarte important să avem grijă la ce anume ne expunem. Ele nu pot fi șterse, dar pot fi modificate prin anumite procedee, dar cel mai înțelept este să evităm să ne expunem la medii care ne introduc în subconștient lucruri neconstructive. Subconștientul are o structură holografică. Ce înseamnă asta? Acum, o hologramă știe toată lumea ce este. Este o imagine tridimensională obținută din lumină. Însă, ceea ce știu mai puțin este, de exemplu, ce este un, o structură holografică. O structură holografică are două caracteristici fundamentale. Într-o structură holografică, toate punctele sistemului sunt interconectate, dar a doua ne interesează pe noi acum cel mai mult, și anume, într-o structură holografică, totul se reflectă în parte și partea se reflectă în tot. Și ca să înțelegem mai bine, o să folosim exemplul unui uh, film holografic. Filmul holografic e. Un fel de plastic pe care se înregistrează, printr-o anumită metodă, imaginea tridimensională a unui obiect. Iar dacă noi luminăm cu un laser acel film holografic, de partea cealaltă a filmului apare imaginea tridimensională a obiectului. Da? Dacă noi rupem o bucățică din acest film holografic, da? avem o bucățică, și o să o luminăm cu un film holografic. Oare ce o să vedem? Și în mod surprinzător, dacă noi luminăm o bucățică din filmul holografic, o să vedem imaginea integrală a obiectului. Și dacă tăiem filmul holografic într-o sută de bucăți, fiecare bucățică luminată va reproduce imaginea completă a obiectului. Asta înseamnă că totul se reflectă în parte. În fiecare părticică a întregului regăsim întregul. Da? Și ăsta e un lucru uh, absolut extraordinar. Pentru că uh, în cazul subconștientului de fapt ce înseamnă asta? Cu siguranță ați auzit de ideea de subconștient colectiv. Subconștientul colectiv este o structură a subconștientelor tuturor um, oamenilor dintr-un anumit grup sau la nivelul întregii planete, sau la nivelul unei țări. Ideea este că acest subconștient colectiv se reflectă în subconștientul fiecăruia dintre noi, iar subconștientul nostru se reflectă în subconștientul colectiv. Altfel spus, suntem interconectați în permanență cu toții. Nu există la nivel subconștient o separare între noi. Suntem aceeași ființă, o unică ființă, da? care se exprimă într-o infinitate de moduri. Și Practic, la nivel subconștient, informația ajunge absolut la toată lumea. La toată lumea instantaneu. Da? Nu poți, să, repet, să te izolezi la acest nivel. De-aia se spune, de exemplu, în Biblie, dacă îl hrănești pe ăla, pe mine mai ai hrănit. Dacă îl îmbraci pe acela, pe mine mai ai îmbrăcat. Da? Este exact ideea aceasta. Sau Isus spune: Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Este ideea de structură holografică. Da? Pentru că și uh, Spiritul este structurat holografic, dar nu vreau să intru acum în uh, mai multe uh, detalii. O să. Abordăm cu altă ocazie și acest aspect. Un, o caracteristică fundamentală a subconștientului este aceea că el nu face diferența între imaginație și realitate. Și această caracteristică a subconștientului reprezintă, de fapt, șansa noastră de transformare. Pentru că, de fapt, înainte să mergem mai departe, haideți că facem rapid un experiment. Un experiment în care o să înțelegeți mai bine ce înseamnă chestia asta, că nu face diferența între imaginație și realitate. Bun, o să vă rog să veniți cu spatele drept, ochii închiși, vă relaxați cât mai profund. Și acum vă rog să vă imaginați că aveți în mână o lămâie, o tăiați cu cuțitul în două, luați jumătate din lămâie și o stoarceți în gură. Da? Simțiți gustul acru al sucului de lămâie. Și acum puteți. Să vă opriți. Și întrebarea mea este dacă este cineva care nu a salivat. Și din experiență vă spun că toată lumea salivează și de fapt, acest experiment ne arată că subconștientul nu face diferența între imaginație și realitate. Noi doar ne-am imaginat că ne stoarcem sucul de lămâie în gură și deja am salivat, pentru că subconștientul a declanșat procesele de salivație. Da? Și în același mod, când, de exemplu, noi Afirmăm la un tric și trăim sentimentul că suntem prosperi, eu sunt prosper, și am atitudinea și uh, trăirea interioară a unui om prosper. Subconștientul nu va face diferența între imaginație și realitate. Și el, atunci se va încărca cu energia aceasta a prosperității, da? Și dacă noi zi de zi facem asta, 10, 15, 20 de minute, evocăm sentimente de prosperitate, repetăm, știu, afirmații, eu sunt prosper, eu sunt prosper, eu, sunt prosper. Și trăim în același timp emoția specifică, atunci noi o să o să Impregnăm subconștientul cu acele lucruri, pentru că subconștientul va crede că e ceva real, că noi chiar suntem prosperi. Și repetând zi de zi asta, vom amplifica rezonanțele cu prosperitatea. Da? La fel, putem face cu orice domeniu al vieții. Dacă pe un anumit domeniu al vieții suntem programați negativ, dacă totuși obținem succesul, el va fi un, un uh, succes obținut cu efort mare și nu va fi stabil, va fi ca un foc de paie. Tocmai de aceea e important să reprogramăm subconștientul. Doar atunci când și subconștientul ne susține în ceva, vom putea obține un succes stabil. Da în povești, subconștientul este simbolizat de duhul lămpii sau peștișorul de aur, doar că subconștientul spre deosebire de, de duhul lămpii și peștișorul de aur poate să ne ajute să ne împlinim orice dorință, nu doar trei. Un alt element important, foarte important de înțeles în legătură cu subconștientul, este că el e precum solul unei grădini, da? Tot ceea ce noi experimentăm, da? tot ceea ce noi uh, implementăm ca sugestii, ca idei, se înregistrează în subconștient, da? Și reprezintă un fel de sămânță în grădina subconștientului. Însă, se dezvoltă doar acele semințe pe care noi le hrănim. Da? Deci sunt multe lucruri care pot să ajungă în subconștient, dar se dezvoltă doar acele lucruri pe care noi le hrănim. Și cum hrănim acele semințe? Cu emoții. Emoțiile sunt cele care hrănesc acele semințe care mai târziu vor putea deveni programe subconștiente. Da? De exemplu, Practica spirituală hrăniște semințele care ne susțin. Da? Sau, știu, practicile de reprogramare a subconștientului. Sau o să vedem utilizarea uleiurilor esențiale care trezesc emoții constructive și, bineînțeles, vor hrăni programele constructive. Vor hrăni acele semințe care rezonează cu uh, emoția pozitivă pe care uleiurile uh, ne-o dau. Da? E logic. Când noi experimentăm, de exemplu, frică, anxietate, vom hrăni semințele neconstructive, care rezonează cu aceste energii, cu aceste emoții. Când trăim stări de fericire, entuziasm, exuberanță, iubire, vom hrăni acele semințe care ne susțin. Da? Așa că sunt convins că ați înțeles că e important, e important să ne alegem conștient emoțiile, să nu ne permitem să experimentăm lucruri neconstructive. Atât fizica cuantică cât și spiritualitatea ne spun că noi suntem niște co-creatori ai realității. Da? Altfel spus că fiecare participă la crearea acestei realități. Doar că Putem fi co-creatori inconștienți sau creat, co-creatori conștienți, da? Când ă, suntem co-creatori inconștienți, noi creăm, așa, la întâmplare și cel mai adesea lucruri neconstructive. de aceea se spune că somnul rațiunii naște monștre, da? Când noi începem să devenim co-creatori conștienți, da? Atunci începem să ne construim conștient realitatea. Da? De fapt, despre asta e vorba. Să învățăm să devenim creatori conștiinței realității. Bun. Și am pomenit mai devreme de uleiurile esențiale și acum uh, o să avem un scurt capitol în care o să punctăm câteva elemente uh, legate de utilizarea uleiurilor esențiale în reprogramarea subconștientului. Știm că N-am precizat, dar acum uh, merită să precizez, uh, subconștientul este tărâmul emoțiilor, da? Acolo se manifestă emoțiile, la nivelul subconștientului. Dar pe de altă parte, cei care sunteți familiarizați cu uleiurile esențiale, știm că uleiurile esențiale sunt în legătură cu emoțiile, da? Deci, e clar că uh, prin intermediul uleiurilor esențiale, noi putem să lucrăm în zona aceasta... Ce sunt uleiurile esențiale? Majoritatea cu siguranță sunteți deja familiarizați. Uh, uleiurile esențiale sunt substanțe uh, organice aromate care se găsesc în plante în mod natural uh, și sunt un fel de sistem imunitar al plantelor. Uh, se extrag din diferite părți ale, ale plantelor sau din diverse rășini sau din scoarță și așa mai departe. Fiecare dintre aceste uleiuri esențiale conține sute de principii activi, care fiecare aduc în ființă atunci când sunt ingerate sau aplicate pe corp anumită vibrație. Sunt trei modalități în care se utilizează uleiurile esențiale: aromaterapie, de exemplu, asta se poate face utilizând un difuzor de uleiuri esențiale cu ultrasunete, sau pur și simplu plasându-ne ulei esențial în palmă, da? o picătură sau două, frecăm palmele și inhalăm până când se evaporă uleiul. Da, aceasta este aromaterapie. O să revenim asupra acestei metode, că aceasta ne interesează. Acum, mai mult topic e aplicat pe piele și se aplică cu un ulei purtător, cu un ulei, un ulei vegetal cât mai pur. Și de asemenea, există modalitatea de utilizare internă. Nu toate uleiurile se utilizează intern, însă majoritatea da și le putem uh, pune ori într-o capsulă, ori în apă, ori în miere și așa mai departe și se ingerează conform protocoalelor. Legat de uh, utilizarea aromaterapeutică a uleiurilor, uh, aici merită să punctăm că simțul mirosului este singurul care ajunge nefiltrat la sistemul limbic. Iar sistemul limbic reglează memoria, emoțiile, secreția de hormoni și așa mai departe, ritmul cardiac. E foarte important acest lucru că practic prin intermediul mirosului noi acționăm direct asupra emoțiilor, asupra emoțiilor și practic în câteva fracțiuni de secundă sau în câteva secunde prin intermediul mirosul lui unui ulei esențial, noi ne putem schimba la nivel subconștient complet starea de conștiință. Și chiar dacă nu conștientizăm, pentru că e vorba de ceva subconștient, da? la, nivel, la nivelul acesta se produc transformări instantaneu. Instantaneu. Cum am mirosit uleiul, cum a, deja apare efectul. Da? Și uh, în următoarea schemă da, o să punctez exact cum uh, funcționează. Uleiul esențial pur, prin mirosul lui, uh, trezește uh, în ființa noastră emoții pozitive care hrănesc programele subconștiente benefice, constructive. Da? Deci, uh, gândiți-vă că... Le puteți utiliza chiar în procesul de reprogramare a subconștientului, pentru că fiecare ulei aduce un anumit tip de emoții, și în funcție de direcția pe care noi lucrăm în reprogramarea subconștientului, putem alege un anumit ulei sau anumite uleiuri care să fie pe frecvența lucrului pe care noi dorim să îl obținem. Da? Și apoi, bineînțeles, că ă, vom realiza simultan tehnica de reprogramare a subconștientului corelat cu aromaterapie cu uleiurile respective. Pe lângă faptul că la modul obiectiv, uleiurile ă, au un anumit efect. Mirosul uleiului esențial acționează și ca o ancoră. Pentru că dacă, de exemplu, noi folosim, să zicem, uleiul esențial de mentă și evocăm, știu eu, o anumită stare, starea de focalizare mentală. După o vreme, dacă tot repetăm chestia asta, când mirosim ulei de mentă, ne focalizăm mental. Apoi se va produce fenomenul prin care de fiecare dată când noi mirosim menta, ne vom focaliza mental în mod automat. Da? Asta înseamnă că s-a fixat ca o ancoră mirosul. Și acum, fiindcă în contextul dotera realizăm acest Eveniment. Vreau să vă punctez câteva elemente legate de uh, modul în care uleiurile esențiale de la Dotera ne pot uh, sprijini în acest proces de reprogramare a subconștientului. Avem gama de uleiuri emoționale de la Dotera cu șase uleiuri extraordinare despre care găsiți pe grup foarte multe lucruri și care, după cum vedeți, sunt uh, foarte. Uh, Clar, gândite pe niște uh, domenii de emoții, dar uh, ceea ce este important să înțelegeți este faptul că uleiurile, uleiurile esențiale, absolut toate generează. Emoții constructive. Da? Doar că unele, poate din acest punct de vedere, uh, sunt mai, uh, ies mai în evidență decât altele. Și haideți să vă dau câteva exemple de uleiuri uh, esențiale și de blenduri. De la dotera, care pot fi utilizate în acest proces de reprogramare a subconștientului. de exemplu, Blendul Serenity, așa cum îi spune și numele, uh, pentru o stare de seninătate, Balance pentru împământare și echilibru, da? uh, Frankinson sau tămâia este uh, un ulei care ne elevează din punct de vedere spiritual. Uh, de asemenea purifică subconștientul smirna sau mir de asemenea exact ca și tămâia ne trezește o expansiune a câmpului conștiinței și o elevare a ființei Citrus Bliss este un amestec de uleiuri care ne energizează Elevation, cum îi spune și numele ne uh, induce o stare de elevare și de bucurie. Intune, o, un uh, amestec de uleiuri pentru focalizare. Uh, santalul, care în tradițiile orientale se folosește în practicile spirituale exact ca și tămâia ne, ne trezește un sentiment de înălțare de sacru. Whisper e un amestec pentru femei. Și așa mai departe, fiecare dintre aceste uleiuri sau amestecuri de uleiuri poate să ne ajute cu succes în procesul nostru de transformare, de reprogramare a subconștientului. În acest sens, pe grup, chiar aveți o serie de articole pe care le-am publicat în care am corelat chakrele cu uleiurile esențiale. Am ajuns doar până la chakra gâtului, au mai rămas două chakre, cel de-al treilea de ochi și chakra coronară, dar vă promit că în acest început de an o să apară și aceste ultime două chakre, însă până atunci le puteți studia pe celelalte cinci. Bun. Acestea au fost niște elemente care v-au ajutat, o să vă ajute în mod sigur să înțelegeți modul de funcționare al minții noastre, modul cum interacționează mintea conștientă și subconștientă, lumea noastră interioară și lumea noastră exterioară și cum puteți să um, realizați acest proces de transformare, de reprogramare a subconștientului. Și acum o să trecem la un capitol important din acest seminar și anume despre visuri și țeluri. Da? Am spus la începutul întâlnirii noastre că e foarte important să ne stabilim uh, obiective în viață. Pentru că atunci când noi nu avem obiective clare, când nu știm ce vrem, uh, suntem exact ca un jet de apă dispersat care nu are forță. Însă atunci când jetul de apă este focalizat, el poate să crape și o piatră. Da? În același mod, când noi uh, avem foarte clar în mintea noastră ceea ce ne dorim, energiile Ființei noastre vor fi focalizate, și atunci noi vom avea eficiență în ceea ce realizăm. De aceea e foarte important să știți ce vreți. O să începem cu câteva citate. primul din Michelangelo, care spune Cel mai mare pericol pentru majoritatea dintre noi nu este faptul că țelurile noastre sunt prea înalte și le ratăm, ci că sunt prea joase și reușim să le atingem. Da? Pentru că atunci când sunt prea joase și reușim să le atingem, de fapt, n-au generat o transformare semnificativă. Da? În schimb, un țel înalt, chiar dacă nu-l atingi, da? Te-a dus mult mai sus decât te-a dus țelul la jos pe care ai reușit să îl atingi. Un citat din Brian Tracy, un uh, trainer uh, de dezvoltare personală contemporan, unul dintre cei mai renumiți, spune: O persoană cu inteligență medie, având țeluri clare, poate lăsa în urmă un geniu care nu știe ce vrea cu adevărat. Da? Tot din Brian Tracy spune, fii clar în ceea ce privește țelul, dar fii flexibil în procesul lui de realizare. Ce înseamnă asta? Să știi clar ce vrei, dar uh, întotdeauna în procesul de realizare a țelului lucrurile nu se vor petrece exact așa cum te-ai gândit că se vor petrece și să fii flexibil să te adaptezi din mers, dar să păstrezi. celul în Obiectivul tău, da? Să fii focalizat pe țel, dar să ai flexibilitatea de a găsi noi căi, exact cum face și GPS-ul. Dacă ai ratat o, o stradă, se reconfigurează, da? Și tot spre aceeași destinație vei merge, doar că pe un alt drum. Un citat din Jim Rohn spune. Nu-ți dori provocări mai puține. dorește să ai mai multe aptitudini. Foarte frumos acest citat. Zig Ziglar spune, dacă nu trăiești viața în care crezi, adică viața pe care ți-o dorești, vei ajunge să crezi în viața pe care o trăiești. Da? ca să poți ajunge undeva, mai întâi trebuie să știi încotro mergi. Da? Asta ne oferă țelul. Da? Ne spune unde merge. Ca să poți găsi un drum către o destinație, ai nevoie de o hartă sau un GPS. Asta este sistemul. Sistemul de lucru. Și ca să poți ajunge la destinație, Utilizând un drum ales, ai nevoie de energie. Trebuie să plătești un preț. Iar prețul este munca. Da. Visurile și țelurile, de fapt, sunt complementare, dar totuși sunt diferite. Visurile țin de partea Emoțională, da, care e corelată cu emisfera cerebrală dreaptă. Uh, visurile nu sunt măsurabile. Uh, ele sunt uh, mai mult niște intenții puternice de a merge într-o direcție, dar uh, nu e ceva ce poate să fie măsurat. Exact cum nici iubirea nu putem să o măsurăm. Țelurile, pe de altă parte, țin de partea mentală, logică, de emisfera cerebrală stângă. De fapt, țelurile sunt niște visuri care au primit un termen. Da? Tocmai de aceea ele sunt măsurabile. Primul pas pe care noi trebuie să realizăm este să ne descoperim visurile. Și ăsta este pentru majoritatea pasul cel mai greu. După ce ne-am descoperit visul sau visurile, după aceea trebuie să le transformăm în niște țeluri, să facem o strategie prin care acel vis să se împlinească. De exemplu, visul meu este să fiu liber. Da? Este cel mai important vis al meu. Visul meu este să fiu liber. Ei bine, în procesul acesta de a fi liber, la modul general, Categoric, în caz particular, vreau să fiu independent din punct de vedere financiar. Este un vis. Dar modul în care ajung eu la independența financiară, da? Se transformă într-un cel care a, urmează niște etape, da? Și, de exemplu, proiectul Dotera, da? Este un proiect care mă duce către această libertate. Partea frumoasă e că mă duce ajutând foarte mulți oameni, făcând ceea ce îmi place, făcând uh, lucruri care sunt cu adevărat utile oamenilor, dar în acest proces eu devin din ce în ce mai liber. Și bineînțeles, în proiectul Dotera am o strategie de acțiune în așa fel încât să fiu cât mai eficient, atât pentru a putea ajuta cât mai mulți oameni, cât și pentru a putea să realizez eu obiectivele pe care mi le-am fixat. Da? Deci, repet, visul este ideea de libertate, nu este ceva măsurat. Bineînțeles, eu mi-am făcut niște analize. Și am stabilit exact ce înseamnă pentru mine, la modul concret, elementele care mă vor face uh, liber. Mă refer acum uh, în zona aceasta care ține de social: că pentru libertatea interioară, acolo uh, calea spirituală este răspunsul. Dar pentru libertatea în această lume, uh, acționăm într-un mod uh, diferit. Oricum, din acest exemplu, sper că a fost uh, mult mai uh, clar care e diferența între visuri și țeluri. Cum vă descoperiți aceste visuri? Păi, ele pot să apară spontan. Da? Fără să fi făcut un demers conștient în acest sens, dar dacă, de exemplu, nu ați reușit și am întâlnit destul de multe persoane de-a lungul timpului care mi-au spus că ele nu au reușit să-și descopere un vis care să-i motiveze, de fapt, nu și-au descoperit un vis, pur și simplu, nu și-au descoperit un vis. Ce pot să facă astfel de persoane? Păi, astfel de persoane în primul rând, trebuie să fie în acțiune, să facă ceva, să participe, de exemplu, la cursuri de dezvoltare personală, să participe uh, la evenimente, uh, cum ar fi, de exemplu, convențiile dotera, da? Convențiile europeană sau convenția globală, evenimente în care oameni care au diferite visuri ajung acolo pe scenă și își împărtășesc experiența și poate că exact relatarea unuia dintre acești oameni te atinge pe tine din punct de vedere emoțional și îți trezește de acolo un vis. Da? Puteți să vă imaginați că aici, în zona inimii, avem un bloc de gheață în care sunt prinse visurile noastre. Acolo, da? ca niște incluziuni în, 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 această, în acest bloc de, de gheață. Iar toate emoțiile pozitive, experiențe, de exemplu, pe care le trăiți într-un eveniment sau... Individual, toate aceste emoții pozitive acționează ca o energie calorică care topește acel bloc de gheață și, la un moment dat, din el se eliberează câte un vis. Da? Câte un vis care apoi a, prinde contur în ființa noastră. Iar atunci când îți descoperi un vis profund, adevărat, atunci a, Ești exact ca un îndrăgostit. Da? În sensul că ai acea efervescență ă, extraordinară, ești ă, oarecum fanatic, dar în sensul bun al cuvântului, legat de visul tău, ă, exact cum îndrăgostitul nu vede altceva decât ființa iubită și. Ă, toate demersurile lui sunt pentru a ajunge să fie cu ființa iubită. La fel, cel care și-a descoperit un vis adevărat va fi uh, efectiv obsedat într-un sens constructiv de a-și împlini acel vis. Da? Acea persoană nu va mai avea nevoie uh, să-și pună ceasul dimineața să sune, uh, el se va trezi în mod spontan foarte devreme și de abia așteaptă să înceapă o nouă zi la care în care să lucreze la uh, împlinirea visului. Da? Deci prima parte este aceea în care trebuie să vă descoperiți visurile. Nu puteți să stați pur și simplu și să vă gândiți că o să vină ele. Trebuie să fiți în acțiune, să faceți ceva. Chiar dacă nu știți foarte clar deocamdată unde, în ce direcție va merge, faceți ceva, faceți ceva pentru că tot ceea ce faceți va contribui la procesul prin care într-o zi pac se va produce declicul, visul se va elibera și atunci o să înceapă o nouă viață pentru voi. Pentru că atunci când ai cu adevărat un vis da? Viața ta începe să capete sens, viața spulsează prin vene, da? Simți că totul are sens și ai suficientă energie pentru a merge înainte oricât de greu ar fi. E foarte important să nu vă păcăliți, să nu adoptați visurile altora. Visul vostru este chemarea sufletului vostru. Visul altcuiva este chemarea sufletului aceluia. Nu, ceea ce, ce e excelent pentru cineva, pentru voi nu este neapărat, sau nu este ceva care să vă motiveze, da? Voi trebuie să vă descoperiți propriul vostru vis. Visul nu are nicio logică, exact cum nici iubirea nu are, însă e minunat să experimentăm asta. E important să înțelegem că visul nostru va atrage către noi oamenii care sunt compatibili cu el. Da? Visurile acelor oameni vor deveni parte componentă a visului nostru. Însă, fără ca visurile celorlalți să fie mai mici. Da? Doar că se potrivesc perfect cu visul nostru, că ei au fost atrași de visul nostru. De exemplu, dacă ne referim la, la proiectul Dotera, da? noi nu ar trebui Neapărat să visăm, să ne găsim parteneri, uh, anumiți parteneri. Noi trebuie să visăm ce vrem noi să atingem și visul nostru va atrage partenerii potriviți. Da? Dacă visul tău e clar și uh, e autentic. Oamenii potriviți vor veni spre voi și veți putea apoi să realiz, vă realizați visul împreună cu ceilalți care la rândul lor își vor realiza propriul lor vis. Când stabilim țelurile, am spus că țelul este uh, un vis care a fost uh, primește un termen. Și care este structurat. Regula fundamentală este regula smart. Smart în engleză înseamnă și deștept, dar aceste inițiale vin de la simple, să fie simplu, să fie măsurabil, pentru că altfel nu se să știi când l-ai atins, să fie încărcat cu emoție altfel spus să fie autentic, să aibă un termen rezonabil, adică el să fie rezonabil și un termen rezonabil. De ce e important să fie rezonabil? Pentru că tu trebuie să poți să crezi în visul, în țelul tău, da? Trebuie să poți să crezi. Pentru că o să se materializeze nu ceea ce îți dorești, ci ceea ce crezi. Da? Ceea ce crezi se va materializa. Și atunci, dacă tu îți pui un țel mult prea înalt, nu o să mai poți crede în el. De aceea, țelul trebuie să fie suficient de înalt ca să vă scoată din zona de confort, dar nu atât de înalt încât să nu mai puteți crede în el. Da? Dar trebuie să vă scoată măcar un pic din zona de confort. Deci trebuie să îndrăzniți un pic. Dar nu prea, să nu duceți ștacheta prea sus, că după aceea uh, nu o să mai puteți crede. Și dacă nu credeți, atunci... Credința este elementul esențial aici când e vorba de subconștient. Da? Pentru ca ceva să devină program subconștient, trebuie să crezi 100%. De aceea, aceste țeluri trebuie fixate cât se poate de clar. Bun. Țelurile, odată stabilite, trebuie, trebuie, nu trebuie nimic, dar fi recomandabil să le scrieți și să le recitiți zilnic pentru că atunci când le scrieți, le conștientizați, da? Le scrieți, le conștientizați, intră mai adânc în subconștient, apoi din nou le scrieți, le conștientizați, intră mai adânc și această, acest, această spirală, de fapt, de aprofundare va face ca celul vostru să, să, să se impregneze tot mai bine în subconștient și, bineînțeles, asta va facilita materializarea lui. Celul vostru trebuie să aibă viziune și o justificare profundă. E important să aveți țeluri mărețe. Da? Să nu vă limitați. Celul trebuie să vă înflăcăreze, să vă entuziasmeze, să vă motiveze. Da? Unii zic că e riscant să stabilești țeluri prea mărețe pentru că există posibilitatea să. Nu le atingi. Însă există un risc mult mai mare să-ți fixezi țeluri prea mici. Pentru că acelea nu vor aduce suficient de mare transformare în viață și nu te vor motiva. Da? Dintr-un anumit punct de vedere, sunt două motive pentru care oamenii nu-și ating țelurile. Primul este că nu au țeluri. Au doar dorințe. Să nu confundăm dorințele cu țelurile. Pentru că majoritatea oamenilor azi, azi, își doresc ceva, mâine își doresc altceva, poi mâine altceva și așa mai departe. Iau dorințe superficiale. Un cel, un cel este ceva adânc și care e pe termen mai lung. După ce ați stabilit celul, Trebuie să stabiliți niște etape, pentru că atunci când veți atinge fiecare etapă, de fapt veți experimenta uh, o vibrație a succesului care se acumulează de la o etapă la alta. Cu toții vorbim de succes, însă succesul înseamnă lucruri diferite pentru diferite persoane, da? Dacă pentru un căutător spiritual o stare extatică înseamnă succesul, pentru știu eu, altcineva înseamnă să aibă casă, mașină, să fie căsătorit și să aibă copii, pentru altcineva poate să însemne să aibă nu știu ce mașini luxoase și o cruce de aia de. 5 kg de aur masiv la gât cu un lanțoc imens, dar pentru ei înseamnă succesul. Nu analizăm dacă e bine sau rău. Fiecare ne definim succesul în mod diferit. Și ca exercițiu pentru acasă, vă recomand să scrieți pe o foaie ce înseamnă succesul pentru voi. Da? Să ai facultate, să ai nu știu ce, să ai nu știu ce. Deci, fiecare să urmăriți să vă definiți succesul. Nu într-un număr limitat de uh, liniuțe, cu liniuță tot ce înseamnă succesul pentru voi. Și, bineînțeles, să urmăriți, să recitiți lista aia zi de zi ca să vă fie clar pentru că dacă nu știți, nu v-ați definit succesul, cum o să știți că l-ați atins? Da? Dacă nu l-ai definit, nu știi că l-ai atins. Cum o să vă dați seama care este de fapt motivația profundă din spatele unui obiectiv, sau dacă visul este profund adevărat. Și tot așa un exercițiu pe care merită să-l realizați este să scrieți pe o foaie trei cele mai importante, urgente și motivante visuri ale tale. Doar trei, nu mai multe. Iar după ce le-ați scris, să vă întrebați de ce pentru fiecare din ele. De ce? Și după ce ați răspuns la întrebarea respectivă, să vă întrebați din nou de ce și mergeți mai în profunzime și mai în profunzime, până când nu o să mai puteți găsi altceva mai adânc. E bine, acel lucru pe care l-ați găsit și de la care nu puteți merge mai adânc, aceea este motivația voastră profundă. Da? Dintr-un anumit punct de vedere, motivația tuturor oamenilor este. motivația supremă este fericirea. Toți vrem să fim fericiți. Fiecare căutăm în diverse moduri acest lucru. Hoțul fură gândind că așa va obține fericirea. Da? Altul, știu eu, merge pe altă cale și gândește că așa va obține fericirea. Toți o căutăm și o să o obținem la un moment dat, doar că trebuie să, să ne ajustăm tot timpul procesul de căutare. E important să aveți țeluri pe toate domeniile vieții. Sănătate, relații interumane, afacere, bani, carieră, aspect fizic, dacă contează pentru voi, călătorii, etc. Deci, pe toate domeniile vieții, să aveți țeluri. De asemenea, să aveți țeluri pe diferite perioade, pe termen scurt, da? pe termen mediu și pe termen lung. Da? Poate să fie țeluri lunare, țeluri anuale sau trimestriale, anuale, cincinale, pe 10 ani, și mai departe. Dar să aveți foarte clar aceste lucruri. Eu știu foarte clar unde vom fi peste câțiva ani, pentru că am stabilit acele lucruri foarte clar. Și și voi puteți să faceți același lucru. După ce a stabilit celul să proiectați un program, să scrieți pe hârtie, să-l explicați în câteva fraze ca să vă fie vouă clar în primul rând. Da, trebuie să vă fie clar. Tot timpul să vă imaginați că deja ați atins acel obiectiv și să conștientizați ce simți atunci când îți imaginezi că deja ai atins acel obiectiv și să te impregnezi cu acele sentimente. Da? Să citești și să scrii zilnic țelul trăind acel sentiment că deja l-ai atins, să stabilești cât o să-i aloci zilnic, ce tehnici o să realizezi, poți să, poți să te folosești inclusiv de somn, să, înainte de a dormi să evoci sentimentul că deja ai atins acel uh, obiectiv. Și e important să savurăm procesul, călătoria, pentru că, uh, de fapt, în întregul proces, noi uh, vom putea experimenta succesul. Da? Succesul uh, nu este atunci când ai atins obiectivul. Succesul este atunci când ai început să lucrezi corect pentru obiectivul tău. Da? Bun, și în încheiere să vă dau și câteva uh, elemente practice pe care le puteți utiliza în procesul de reprogramare a subconștientului. O să vă spun câteva lucruri despre <coughs> afirmații. Practic, uh, e cea mai cunoscută tehnică de reprogramare a subconștientului. Ce este o afirmație, o declarație legată de ceea ce vrei să obții. Alegem o afirmație pozitivă care e corelată cu un cel. De exemplu, dacă vreau să fiu fericit, afirmația este eu sunt fericit. Da? eu sunt fericit. O repetăm ca pe o mantră, adică o mantră probabil că știți de mantra Aum, da, care se repetă Aum Aum. Aum. Și așa mai departe. E bine, exact ca pe o mantră, eu sunt fericit, eu sunt fericit. Eu sunt fericit, eu sunt fericit, eu sunt fericit, eu sunt fericit, da? La modul acesta o repeta E foarte important să realizăm aceste, aceste afirmații cu sentimentul că deja avem, Ceea ce ne dorim, și atunci vom avea o atitudine detașată. Da? Deci eu nu-mi doresc să fiu fericit. Eu sunt fericit. Da? Deja sunt fericit. Sunt fericit. Eu sunt fericit. Sunt fericit. Da? Asociem uh, cu. Aici a rămas uh, un slide din, din uh, cursul extins. Uh, practic. Să asociem uh, afirmația și cu emoție și vizualizare, da? Să trăim emoția, de exemplu, dacă eu sunt fericit, emoția, uh, sentimentul de, de fericire și uh, simultan să vizualizez uh, situații în care eu sunt fericit. Ar trebui o afirmație pentru a fi eficientă minim 5 minute pe zi sugestie, evident. Se poate realiza oricând, dar dimineața și seara este foarte eficient. Dimineața, imediat ce ne-am trezit, înainte să ne ridicăm din pat, sau seara înainte de culcare, de asemenea e un moment foarte bun, puteți să o realizați oricând și în timpii morți, dacă sunteți undeva la coadă, da? nu cu voce tare, ci mental, eu sunt fericit, eu sunt fericit, sunt fericită dacă sunteți femeie. Eu sunt fericită. Eu sunt prosper, Eu sunt. Eu dispun de energie infinită. Eu sunt sănătos. Eu sunt sănătos. Da? Poate să fie orice fel de. de. afirmație, dar o, odată lucrați doar cu una. Se pune întrebarea dacă aceste afirmații funcționează. Și eu mi-am pus această întrebare când am studiat și uh, motivul pentru care am implementat această tehnică este uh, pentru că eu cred că funcționează. Dar haideți să vedem, chiar funcționează? Și acum, întrebare. Cât, cât face 1 ori 2? Cât face 2 ori 3? Cât face 6 ori 5? cât face 8 ori 7? Cât face 9 ori 8? Și am convingerea fermă că ați răspuns corect la toate aceste întrebări. Dar de ce ați putut răspunde corect? Pentru că în copilărie, când ați învățat tabla mulțirii, ați repetat-o ca pe o afirmație, până când a intrat în subconștient și ați memorat-o. Da? N-ar trebui să vă gândiți cât face uh, 7 ori 8. Pentru că a și ieșit rezultatul, da? 7 ori 8. 5-6, da? Un uh, ori 2 egal 2 e logic. Dar deja la numere mai mari uh, ați scos pur și simplu din subconștient rezultatul. Pentru că ați... ați uh, Implementat în subconștient exact ca, în, ca un program, ați implementat tabla înmulțirii. E bine, exact la fel funcționează orice fel de afirmație, ca și tabla înmulțirii. Când viața va veni cu întrebarea, răspunsul vostru va fi: Eu sunt fericit, eu sunt fericit, eu sunt prosper, eu sunt sănătos. Da? Pentru că ați implementat în subconștient suficient de mult. Există niște reguli în formularea afirmațiilor. În primul rând se formulează afirmativ, da? întotdeauna. Nu se spune, dacă, de exemplu, mie nu mi-e frică. Mie nu mi-e frică. Că dacă vă zic să nu vă gândiți la un elefant portocaliu, exact la un elefant portocaliu v-ați gândit. Da? Deci, întotdeauna în afirmație să apare ceea ce vă doriți. Da? Deci nu veți spune eu, mie nu-mi e frică, ci eu am curaj sau eu sunt curajos. Eu sunt curajos. Da? Întotdeauna pozitiv se formulează la persoana întâi. Da? Afirmația nu este ca să lucrați pentru altcineva. Afirmația este pentru voi. Voi puteți lucra cu voi, doar cu voi. Da? să la persoana întâi, trebuie să fie cât mai scurtă, maxim, maxim orum 10 cuvinte, dar cu cât mai scurtă, cu atât mai bine. La timpul prezent, da? în acest sens, răposatul Iuri Pascu, avea o cafenea în Cluj și scria pe perete un anunț mâine între orele 19 și 21 servim bere gratis. Dar întotdeauna era mâine, niciodată azi. Da? Sau am mai dat acest exemplu cu un agent de vânzări care pe cartea de vizită scria viitor om de succes. Deci e o tânără speranță. Nu, eu acum sunt om de succes. Da? La timpul prezent trebuie întotdeauna. Deja s-a petrecut, nu o să se petreacă. S-a petrecut deja. Și de asemenea, e foarte important să gândiți formularea în așa fel încât să fie afirmația valabilă și peste 50 de ani, și peste 1000 de ani, și peste 2000 de ani. În sensul că, de exemplu, cineva, să zicem, își fixează un obiectiv financiar. Vrea, acum, să zicem, câștigă 500 de euro pe lună și vrea să câștige 1000. Și spune, venitul meu lunar este de 1000 de euro. Venitul meu lunar este de 1000 de euro. Și sugestia asta te va ajuta să ajungi până la 1000 de euro. Dar dacă după aia ai posibilitatea să crești peste 1000 de euro. Sugestia asta va fi uh, ca un bolovan în gâtul tău, te va trage în jos pentru că subconștientul s-a impregnat cu venitul de 1.000 de euro. De-aia formularea corectă în acest caz este venitul meu lunar depășește 1.000 de euro. Venitul meu lunar depășește 1.000 de euro. Pentru că în felul ăsta ați lăsat poarta deschisă pentru dezvoltări ulterioare. Pentru că la un moment dat o să începeți cu 5.000, cu 10.000, cu 100.000, da? Poate acum vi se pare o fantezie, dar peste câțiva ani nu va mai fi o fantezie. Deci nu vă limitați singuri. Și întotdeauna să realizați această formulare având sentimentul că deja aveți acel, acel lucru sau acea calitate, acel lucru pe care vi-l doriți. Și de obicei începe cu eu. Acum am auzit uh, tot felul de păreri în domeniul acesta. Uh, chiar de curând am văzut uh, că cineva recomanda, de exemplu, dacă vrei să atragi 10 noi parteneri în afacerea ta, să formulezi eu sunt 10 parteneri noi. Deci, eu personal consider că nu așa ar trebui formulată, Și pur și simplu eu am 10 parteneri noi. Eu am 10 parteneri noi. Nu eu sunt 10. Categoric, întotdeauna trebuie să urmăriți, să vă identificați cu acel lucru pe care îl doriți, dar nici chiar așa încât să spuneți eu sunt 10 parteneri noi. Da? Sper că ați înțeles esența acestui exemplu. Bun. Deci merită să lucrați cu afirmații. Sunt super tare, sunt extraordinare. Și mai mult decât atât, prin repetiția aceasta a afirmației intrați într-o stare de transă benefică, în care poarta subconștientului se deschide. Da? Că de fapt pe același principiu se bazează operarea cu mantrele din tradiția yoghină. Da? Bine, acolo mantrele reprezintă energii macrocosmice, dar dincolo de asta repetarea aceasta, repetarea mantrei în cazul acesta, repetarea afirmațiilor, face mintea să se focalizeze. Pe un singur lucru, pe faptul că noi repetăm afirmația, și asta va duce la liniștirea minții, relaxarea corpului, liniștirea suflului și deschiderea subconștientului. Și atunci afirmațiile pătrund acolo, în subconștient și dau roade. Deci, vă spun sigur că funcționează, trebuie doar să practicați. Iar când e vorba de. Lucru cu subconștientul, elementul esențial este consecvența. Da? Repetiție, emoție, consecvență. Decât să faci într-o zi, să zicem, o oră, mai bine faci câte 5 minute în fiecare zi. Da? Și un exemplu foarte bun e cu spălatul de dinți, da? Pe dinți, vă spălați zilnic. Nu vă spălați odată pe săptămână jumătate de oră și ați rezolvat problema pentru toată săptămâna. La fel, în lucru cu subconștientul, zi de zi, zi de zi, zi de zi trebuie făcut ceva. Adică ceva înseamnă ce v-ați propus. Deci nu există... Deci aici nu, nu va funcționa dacă faceți excepții și... Bun. Și o să... Încheiem cu încă uh, o tehnică care, de fapt, e complementară cu, cu afirmația. E vorba de rugăciunea pierdută sau rugăciunea corect realizată, pierdută între ghilimele, pentru că, de fapt, uh, ea nu e pierdută. Este în Biblie, o găsim, însă, din păcate, uh, a fost oarecum marginalizată. Rugăciunea aceasta corect realizată, într-un fel, este arta de a crede ceea ce e negat de simțuri. De fapt, rugăciunea aceasta înseamnă trăirea sentimentului împlinirii a ceea ce ne dorim. Da? Deci, trăim sentimentul că deja avem ceea ce ne dorim. Și în Biblie, în Marcu 11 cu 24, se spune. Isus le spune apostolilor, de aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Absolut genial! Cea mai bună tehnică de reprogramare a subconștientului. O găsim în Biblie și încă găsiți multe altele, dar asta e cea mai tare. Da? Toate câte cereți rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Cu asta am și putea să încheiem, dar nu o să încheiem chiar așa. Însă, sper că sunteți la fel de entuziasmați ca și mine în legătură cu, cu acest pasaj din, din Biblie. De fapt, realizarea corectă a rugăciunii înseamnă să trim o stare de recunoștință. O stare de recunoștință pentru că deja avem ceea ce ne dorim. Știu că pare destul de bizar, e un joc mental, dar să știți, totul un joc mental în lumea asta. Dar aici e un joc mental pe care îl facem conștient pentru a obține ceea ce ne dorim. Și Isus ne spune la fel, toate câte cereți rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Adică tu trebuie să faci exercițiu de a crede că deja le-ai primit și le vei avea. Dacă Când te rogi, deja să crezi că ai și primit. Și, de fapt, ăsta e proces de reprogramare a subconștientului. Orice formă de practică spirituală este o formă de reprogramare a subconștientului, într-un mod constructiv. Da? Bun. Deci, trăim starea de recunoștință că deja avem ceea ce ne dorim. Da? De fapt, e o imaginație controlată. Însă, după ce noi am sugerat subconștientului ceea ce uh, ne dorim, de fapt, i-am sugerat că deja avem ceea ce ne dorim, după aia uh, lăsăm subconștientul să-și facă treaba. Subconștientul e GPS-ul. da. El va găsi calea și mecanismele optime de acțiune ca să ajungem acolo unde noi uh, ne dorim. Și unde deja credem că am ajuns. Da? Și, bineînțeles, putem combina rugăciunea pierdută sau corect realizată cu afirmația. Da? Merită să practicați aceste tehnici încă din această seară și vă garantez că veți putea obține lucruri absolut extraordinare. Vă garantez că lucruri precizate atât de clar nu o să găsiți, nu o să prea găsiți pe piață și în niciun caz nu într-un seminar gratuit cum este acesta, dar ceea ce vreau să vă asigur e că vi le-am dăruit cu foarte mult drag și cu dorința sinceră de a, de a vă oferi niște instrumente cu care să vă transformați radical viața în bine. E în puterea voastră să faceți asta. Da? E în puterea voastră. Voi aveți un potențial infinit, din care folosiți foarte puțin deocamdată. Dar merită să urmăriți, să exprimați tot mai mult. Cu două idei, închei: Succesul înseamnă lucruri mici realizate zilnic. Zi de zi, zi de zi, zi de zi, zi de zi. zi, de zi. Da? zilnic Vă doresc să fiți creatori conștienți ai realității, să vă construiți realitatea așa cum vă doriți să fiți fericiți, sănătoși, prosperi, liberi și să vă împliniți pe deplin potențialul, să-l valorificați pe deplin potențialul infinit pe care îl aveți fiecare dintre voi. O seară minunată vă doresc!